Bună seara! Bine v-am găsit din nou la tentativele noastre de explorare a spațiului care se găsește dincolo de alb și negru. Invitatul nostru s-a născut în 1973, predă istorie sud-est europeană la Universitatea din Viena. Între anii 2017 și 2022 a fost președintele secției de filozofie și istorie a Academiei Austriece de Științe. Editura Humanitas a publicat mai multe lucrări ale sale traduse din limba germană. Amintesc Corneliu Zelea Codreanu, Ascensiunea și Căderea Capitanului, România în 100 de ani, bilanțul unui veac de istorie, Balcanii în secolul al XX-lea, o istorie post-imperială, volume despre care am discutat și la emisiunea Garantat 100%. Acum, invitatul nostru a publicat o carte pe care își numeau cel puțin curajoasă, o istorie a Bisericii Ortodoxe Române. Îi spun bun găsit domnului profesor Oliver Jens Schmidt. Bine am găsit! Bună seara, bine ați venit la noi! Bine v-am găsit, bună seara! Bine v-am regăsit! Da. De data asta în carne și oasă. Exact, cei după pandemie. Da. Domnule profesor, e un act de curaj uh, pentru oricine să scrie o istorie a Bisericii Ortodoxe Române, să le prezinte românilor o istorie a Bisericii Majoritare din România. Devine și mai greu când autorul e cineva care nu aparține etniei Majoritare din România, uh, nu este un fiu al Bisericii, așa cum ar spune unii de aici de la noi. Uh, Până acum, ce știți? Cum a fost primită cartea în România? Până acum am primit reacții de, de seamă, dar țin să spun care a fost și motivul meu. Am scris o carte științifică despre o instituție, Absolut. nu este despre credința creștină, care și, este și pentru mine că creștin foarte importantă, dar am vrut să înțeleg importanța și rolul unei instituții de stat care a reclamat tot în de lungul uh, anilor uh, o poziție foarte importantă în viața politică și de aceea am încercat uh, uh, să, 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 să înțeleg, să analizez care a fost această legătură între biserica ca instituție și statul și societatea românească în ultimii 100 de ani. Trebuie să le explic celor care ne... să le precizez celor care ne urmăresc acum că sunteți... Uh, un expert în istoria României, că studiați de mult istoria României, că sunteți expert în istoria mai multor state din zona balcanică, sunteți cineva care s-a preocupat ani în șir de lucrul ăsta. Vorbiți românește fluent, așa cum se poate les de observa. Și mai mult decât atât, adresați o întrebare. Biserica de stat sau biserica în stat, însă formulați cu prudență o istorie a bisericii ortodoxe române și nu istoria bisericii da. ortodoxe române. Da, pentru că um, de la început eu sunt de formație bizantinolog, adică m-am uh, ocupat uh, am de zile nu numai cu, istori cu, istoria, cu o istorie a Bisericii Ortodoxe Române, dar cu întreaga tradiție și spirituală, teologică, al, al lumii Ortodoxe mai în uh, general. Nu, nu se poate scrie o uh, istorie definitivă a Bisericii Ortodoxe Române, pentru că această carte o numai starea de, să spunem, ceea ce știm. Um, pe o bază științifică despre această instituție Absolut. și o clindește și, să spunem, o stare de lucru în care trebuie să admitem că sunt multe capitole care sunt aproape nestudiate, mai ales perioada care este foarte aproape și care amintesc și uh, mulți români, adică cei care au trăit în, în anii regimului Ceașescu, exact. nu vor găsi foarte multe informații, pentru că eu am... M-am bazat pe studiile, mai ales făcute aici în țara, de, de colegi străluciți, dar trebuie să vedem că despre perioada Ceașescu se știe în ceea ce privește rezultatele științifice mult mai puțin decât de pilde despre perioada interbelică. Domnule profesor, cred că mulți compatrioți sunt interesați să afle, măcar să-și facă o idee, de ce un popor care vorbește o limbă romanică, un popor cu o consistență componentă latină, este ortodox, spre deosebire de toate celelalte care sunt catolice? Cam care ar putea să fie explicația? Da, în primul rând, românii au fost um, sub um, două uh, etape de creștinizare. asta se eclindește și mai ales în limba română, adică, să spunem, avem un vocabular latin foarte vechi, cu Dumnezeu și așa mai departe, și uh, în evul mediu, o, um, al doilea val de, să spunem, de misiune creștină a venit din spre Bulgaria și asta explică și prezența, și uh, impactul și vocabularului slav. De pildă Sfântului Duh, Sfânt este un cuvânt uh, slav. Duh este un sfânt, uh, este un cuvânt slav. Greco-catolici uh, au folosit totdeauna Sfântul, Sfântul Spirit Spirit. Spirit pentru a se delimita de această origine ortodoxă. Și așa, sub uh, impactul, sub influența Plumei um, Bizantine, uh, Românii au intrat într-o lume foarte teologică, spirituală, foarte bogată, care a fost creștinismul răzăritian. Știți ce e foarte interesant? Am a asistat la un botez al copilului unor prieteni la Cluj. Botezul a fost oficiat în rit, rom... în rit greco-catolic, într-o biserică romano-catolică, dar în rit greco-catolic. Și preotul care a oficiat a pronunțat următoarele cuvinte. Din considerație și din respect pentru credincioșii de credință, de confesiune ortodoxă, Uh, am să spun astăzi Sfântul Duh în timpul slujbei, pentru că nu un cuvânt ne mm. desparte. Da, foarte frumos. Foarte frumos. Da, foarte frumos. un gest de foarte mare fie... curtoazie, de altfel. Da, și se vede că când vorbim despre biserici, trebuie să spunem că cei, cel puțin cei care sunt creștini, că suntem toți creștini, că avem aceeași credință, sunt diferențe instituționale, uneori dogmatice, dar între greco-catolici și ortodoxi, de pilde, diferențele dogmatice sunt, într-adevăr, minore și... Depinde întotdeauna, să spunem, de punctul de plecare. Dacă se, dacă interesul este de a, de a căzi diferențele, deosebirile, bineînțeles, este, de, sunt ușor de, de găsit. Pe de -o altă parte, cred că și în momentul de față avem nevoie de mai multă unitate spirituală. Dar asta nu excludă că se dezbate despre instituții, pentru că se poate scrie cum din punct de vedere științific, despre oricare biserică, no, și catolică, no. protestantă și, uh, și ortodoxă, bineînțeles. Păi să lămurim un lucru, domnule profesor, biserica de stat sau biserica în stat? Este biserica ortodoxă română o instituție despre care se poate spune că e o biserică de stat? E foarte interesant pentru că, um, întrebarea dumneavoastră, pentru că eu am încercat să teza că biserica nu a fost niciodată atât Buternica și influenta castas. deși poziția ei constituțională este mult mai slabă decât în perioada interbelică, când în Constituția din anul 23 a fost chiar trept și definit Biserica de stat și Biserica dominantă, două biserici românești, ortodoxă și greco-catolică. Da. Astăzi e, e puțin diferit, pentru că în perioada interbelică, din punct de vedere teoretic, Biserica avea o poziție foarte puternică, dar de fapt era sub controlul să spunem politicii, Astăzi e invers. În Constituția, impresia pe care o dă da Constituția este că nu există o biserică de, de stat, dar de fapt, Biserica Ortodoxă de Română a obținut în ultimii 30 de ani, din punct de vedere polit, nu constituțional, dar politic și economic, o poziție dominantă pe care nu a avut-o niciodată în istoria recentă a acestei instituții. E un lucru bun, e un lucru rău? Dar eu cred... Se poate discuta în termen de bine și rău? Eu am încercat să evit acest discurs, pentru că eu sunt un, un, un istoric și um, cred că asta este o dezbatere pe care românii, credincioși și necredincioși, trebuie să, să o ducă aici în țară pentru a înțelege ce. Să reformulez. Este. În termeni democratici, e un lucru fericit că Biserica e atât de puternică sau nu? Eu iarăși aș um, evita acest termen fericit, dar um, aș, uh, pot să, să ofer o, o, un răspuns la o altă întrebare, adică legătură între piserică și sistemul democratic. Da. Și în acest caz e evident că biserica nu a încercat niciodată să formuleze o opoziție față de democrație. În in perioada interbelică era evident că Patriarhul Miron Cristian a devenit prim-ministru în dictatură regală, a contribuit esențial la distrugerea statului constituțional, adică acolo și to tot discursul bisericeste este atunci cu siguranță nu era în favoarea sistemului uh, democratic. Și în da, perioada după prăbușirea comunismului, dar pisterica nu s-a poziționat niciodată oficial, dar trebuie să, să, să spunem că asta nu face parte din tradiția ortodoxă a unei biserici ortodoxe să formuleze a, o luare de poziție ca, care ar fi tipică pentru piserica catolică. Nu, a rămas foarte, foarte vag, dar um, cred că tăcerea este și un mesaj foarte important. Și um, prin tăcerea se. Poate crea și a, impresia că biserica există lângă în statul a, democratic, dar nu-i oferă un sprijin a, care este bine și clar definit. Adică, că toți credincioși știu că biserica este a, un, sus, un susținător clar al sistemului democratic. Preiau un citat din cartea dumneavoastră, ceva ce s-a pronunțat în 1939 și sună așa. Viața politică și viața religioasă a poporului român sunt contopite. Biserica Națională Românească și voievodatul său, statul, sunt legate indisolubil, pentru că fiii credincioși ai Bisericii sunt cetățenii statului, iar cetățenii statului sunt în același timp fiii credincioși ai Bisericii. Cârmuitorul politic al statului e primul fiu al Bisericii Naționale și cel mai mare ocrotitor al ei. Iar ierarhul Bisericii Naționale e primul cetățean al statului după cărmuitorul lui politic și primul sfetnic al acestuia din urmă. Deci, despre o întâietate a Bisericii de stat și a statului de biserică nu poate fi vorba. Ele trebuie să se sprijinească reciproc. 1939, Patriarhul Nicodim, uh, spune foarte mult fragmentul ăsta. Da, A fost chiar și apogeul colaborării între statul și biserică, dar. Um, Foarte și interesant, Carol al uh. II uh, nu răspunde entuziast. Uh. Carol al II, pardon. Carol al II nu răspunde entuziast acestui mesaj. El răspunde destul de scurt, relatați dumneavoastră, și spune biserica trebuie să rămână acolo unde trebuie să-și luzească și... Da, pe, pe locul uh. ei. Exact. Da, pentru că uh, regele Carol al II-a instrumentalizat uh, biserica pentru a statul constituțional. Um, Prim-ministru Miron Cristia a contribuit uh, la această sarcină, dar după um, stabilizarea dictaturii regale, regele pur și simplu nu mai avea nevoie de, de biserică și de patriarhul. Și am, am încercat și a, în această carte să arăt cât de mare era în multe cazuri și mai ales în partea politicienilor de treaptă. Chiar și disprețul pentru chiar bisericești. Adică, pentru politicieni de atunci, biserica era o instituție subordonată. Nu și astăzi, unde, unde, unde avem și impresia că mulți politicieni au. Au, au, au frică sau, au nevoie, sau, sau cred că au nevoie de biserica și biserica este partenerul dominant în această legătură. Nu, a fost în această perioadă, a fost invers. Și asta este foarte interesant că biserica a încercat să-și să definească am, și rolul, poziția în legătură cu statul și statul pur și simplu a respins această propunere. Încerc să preiau un gând pe care sigur îl putem întâlni în spațiul public românesc. V-ați născut în Elveția, dacă nu mă da. înșel, lucrați în Austria, la Viena, ați studiat mult istoria poporului român, a studiat mult istoria României. Într-un sens foarte adevărat, sunteți un prieten al acestui spațiu. Pot exista însă opinii de felul ăsta. De ce se bagă omul ăsta în treburile noastre? Pentru că o fi el școlit, vorbește el bine românește, dar nu deține niște subtilități, mm. nu știe niște subtilități din istoria noastră. Mai mult decât atât, mulți compatrioți sunt um, siguri că sunt deținători ai adevărului și în momentul în care cineva, oricine le vorbește despre, să zicem, o istorie a Bisericii Ortodoxe Române, vor spune nu, nu e așa. Mm. Ce faceți în situațiile astea? Adică, atunci când vă întâlniți cu un cititor, la o întâlnire cu cititorii, cum reacționați în situațiile astea când vi se spune, nu știți, subtilitățile mm. reale ale istoriei poporului român? Da. Cred că este o întrebare care este valabilă pentru orice societate, orice popor, dar dacă vine și un străin care lucrează despre um, istoria Elveției, de pilde, um, ar putea să existe și o asemenea reacție. Um, este să spunem legitim -ci -le și, după părerea mea, să se pune această întrebare. Eu am, am încercat an de zile să nu să, um, să interpretez, dar să înțeleg. Dar să înțeleg și mai ales uh, în comunicarea cu sprijinul intelectualilor și colegilor uh, români. Cred că, în ceea ce privește o, o biserică ortodoxă, pe de o parte, un autor trebuie să, să fie familiarizat cu moștenirea uh, tradițională, spirituală și teologică, adică fără uh, un fundament. Uh, să spun eu, am deja spus că suntem, sunt bizantinolog, fără să se citească și aceste texte care sunt fundamentale, nu numai în teologia românească, dar și teologia rusă, teologia creacă, teologia bizantină, care uh, toate au influențat foarte mult și discursul românesc, asta nu este posibil, adică uh, nu numai o istorie modernă a um, Bisericii Ortodoxe nu se poate scrie, fără uh, această temelie mult mai profundă. Pe de o altă parte este necesar acest dialog și am scris această carte um, după bază și cercetărilor mele private, pe de o parte, pe de o altă parte, pe fundalul unei um, tradiții istoriografice uh, românești, uh, pentru care am mare respect, și în dialog uh, cu mulți colegi care mi-au chiar și um, uh, mult ajutat să înțeleg aceste subtilități la, la care faceți uh, referire. Dar știu, în întotdeauna, fiecare societate, um, unul care vine din uh, afară, este confrontat cu o uh, asemenea sunt, este un fel de reproș și nu știu, sau uneori chiar și acuză. Eu pot să spun numai că sunt întotdeauna um, gata să dialoghez, uh, să, um, să, să iau parte la dispater, bineînțeles de calitate. Dar um, aș... Reacționați atunci când vi se spune... Um... Sunteți un anti-ortodox, pentru că nu sunteți ortodox și atunci nu scoateți Biserica Ortodoxă mm. Română basma curată din istoria da. asta, ci o lăsați așa undeva într-un con de umbră. Mm. Nu o salvați, ca să zic da. așa, nu-i creați o imagine strălucitoare. Da, bine, um, iarăși, este, este vorba în această carte nu despre credință ortodoxă, dar despre o instituție, despre o biserică că ca, ca instituție. Vedeți confundă una cu cealaltă. Da, la da, la da știu că și, și în această manieră și biserica ca instituție întotdeauna a încercat să, să cladească și un sit de aparare. Oricine zice um, ceva, oricine care nu um, împărtăsește... Atentează um, la adresa e, credinței. Da, și... Nu este adevărat. Am deja spus și pentru mine, și credința este foarte importantă, și um, a, a, pentru că ați menționat și această dimensiune. Eu am studiat pizantinologie pentru că am o mare respect și o admirație pentru această a, tradiție ortodoxă. Am, am totdeauna încercat și să înțeleg chiar și neortodox, care, um, care este izvor spiritual a acestei, a, a acestei tradiții, a acestei culturi, această tradiție credință. Creștină. Și um, de aceea cred, iarăși, este o, o carte care nu se ocupa de pilde cu o istorie intelectuală teologică a bisericii. Uh, este o carte care a, e fascinantă și această parte a um, istoriei trecutului uh, intelectual al, al României, dar m-am apucat, m-am concentrat numai asupra unui aspect. Dar, pe de altă parte, nu se poate trata un asemenea subiect fără, um, să spunem, o cunoștință profundă a acestor, isoare um, acestor surse um, spirituale ale Ortodoxiei, care pe, pe, pe care, o repet, am uh, un mare uh, respect, dar care nu sunt a obiectul acestei cărți. Domnule profesor, după 1918 um, s-au întâlnit mai multe feluri de români. Înainte de 1918 existau relații între românii ăștia, se vorbea o limbă profundă, asemenea, aceeași limbă, uh, și în Moldova, și în Valahia, și în Transilvania, apoi în Principatele Unite, și în Transilvania. Cu toate astea au existat nenumărate conflicte între românii din aceste teritorii istorice. Cum s-a agregat Biserica Majoritară după 1918? Cred că asta este unul dintre cele mai interesante capitole ale, um, istoricii, ale istoriei recente, ale Bisericii Ortodoxe Română, a, procesul de unificare. Pentru că atunci, adică după Maria Unire, Biserica a fost a, unită de fapt numai în anul a, 1925, adică a fost un, a, un proces destul de lung care oglindește și toate greutățile și dificultățile. Pentru că Uh, s-au confruntat concepții um, de biserică, concepții eclesiologice, e eclesiologice destul de diferite. Pe de o parte, în vechiul regat, uh, biserica ca instituție de stat. În Ardeal, pe de o altă parte, uh, biserica după modelul metropolitului Andrei Shaguna, care în a doua jumătate a secolului XIX-lea a creat o biserică. Participativă, la care în toate instituțiile bisericești um, uh, membrii au, au acestor organisme a fost aleși democratic cu o majoritate a mirenilor, a fost um, un fel de, de biserică națională, bineînțeles, pentru că nu a fost o biserică de stat, dar biserică românească să spunem, a, a jumătății românilor din Ardealte, în statul maghiar, dar pe de o altă parte cu o um, cultură democratică înăuntru bisericii. Și asta a fost, să spunem, prinosul ortodoxiei românești uh, și Ardelenii, teologii ardeleni, era foarte mântui de această tradiție. Ce s-a întâmplat de fapt? Um, în din punct de vedere constituțional teoretic, um, această Constituție a fost preluată în uh, nou sistem, în nou statut al Bisericii Ortodoxe Române Unite, dar uh, practica era cu totul altceva. Adică acest spirit participativ și democratic uh, s-a pierdut și trebuie să spun și pentru telespectatori că acest um, sistem jagunian-ardelean a avut și uh, un impact uriaș asupra uh, despaterilor de reforme în Rusia post-revoluționare. Adică când, după Revoluția de februarie 1917, da. în Biserica Rusă a izbucnit o un mare, un mare despatere despre reformă piserică cum se poate reforma bisericii, modelul a fost, modelul șagunian din, din Ardeal, care, din păcate, nici în Rusia, dar nici în România a fost um, aplicat, să spunem, și pus în, pus în practică. Dar trebuie, um, dar trebuie să spunem că există și un potențial participativ mai democratic în tradiție bisericii ortodoxe române. Domnule profesor, Biserica Ortodoxă a coexistat ca instituție și cred că trebuie spus și lucrul ăsta și e foarte important să amintim ca orice instituție, Biserica Ortodoxă e natural să se supună spiritului critic. E firesc. Așa cum un minister, un spital, o școală se supun spiritului critic și e firesc să fie lucrul ăsta, și Biserica este o instituție. Ea are a se supune spiritului critic Cu credința e cu totul și cu totul altceva Așa cum ați spus Nu credința se supune spiritului critic În cazul mirenilor mm. Ci instituția Iar dumneavoastră ați vorbit în nenumărate cazuri despre instituție E bine Sunt câteva capitole uh, Cum să spun Delicate pentru români în cartea dumneavoastră Unul dintre ele este cel dedicat Relației între Biserica Ortodoxă Și Mișcarea Legionară uh, Nu e ușor de citit Capitolul ăla pentru că pare, într-un fel sau altul, că biserica fie a tăcut, fie a încurajat tipul ăsta de mișcare. Um, a încurajat um, un asemenea discurs. Um, trebuie să spunem că aproape toți metropoliți în perioada interbelică au direct sau indirect susținut um, acest curent uh, ultranaționalist, antisemit sau legionar sau cusist. Asta este, este un fapt biserică a tăcut chiar și în, în perioada Joaului, care este probabil și în capitolul cel mai întuneric în, în, aceasta, în această legătură și se vede bineînțeles numai o minoritate a preoților a fost activ în partidele sau mișcări de extrema treaptă, dar pe de o altă parte trebuie să spunem că au fost foarte puțini cei care au și au ridicat vocea clasul împotriva acestor curente, adică teologi liberal ca și ca la Galaction a fost foarte puțin și, și, foarte izolați. Și de aceea este evident că și cu un, cu patriarh care a chiar și elogiat pe, pe Acecuza, adică fondatorul intelectual și, și, politic al curentului ultra uh, naționalist antisemit care a condus trept uh, la, la, la Shoah, a fost elogiat de, de în însuși și de, de, de mulți metropoliți. Metropoliți că, de pildă, uh, Nicola Balan, foarte puternic în Ardeal, era, au fost susținători deschiși ai mișcării legionare. E și o urmare a colaborării îndelungi a bisericii cu statul în tradiția politică românească? Nu, pentru că uh, eu um, cred că uh, acești uh, metropoliți erau, um, uh, au înțeles că uh, odată cu sufrajul universal uh, acordat uh, țăranilor, um, după sfârșitul războiului, România a intrat într-o nouă, uh, într nouă epocă. Și era foarte important pentru statul și pentru autoritățile să controleze acești uh, țăran și pentru a evita și, să spunem, um, introducerea curentelor comuniste. Și uh, așa s-a creat o legătură între elitele tradiționale și o societate de masă. Și punctul de pornire a fost acest um, ortodoxism Um, antisemit, xenofob, și trebuie să spunem că a exclus nu numai pe minoritățile naționale, dar și pe mulți români. Pentru că asta se vede că. Uh, Jumătate românilor din areal erau greco-catolici și mulți alți români erau neoprotestanți. Și în Basarabia, uh, un milion de etnici români erau stiliști, adică au respins uh, reforma calendară au respins calendarul gregorian și au organizat un fel de biserică da. paralelă. Adică, dacă se vorbește despre românii în perioada Interbelică, această idee a lui Naionescu că uh, român este egal cu ortodox și, uh, și invers, adică că fiecare pune român trebuie să fie ortodox, asta nu a oglindit uh, uh, realitatea socială, nu. Milioane de etnici români nu au fost uh, ortodox atunci și ceea ce a pus o altă provocare și pentru biserică și de aceea se înțelege și radicalizarea preoții clerului ardelean, care era co confruntat cu o diversitate um, confesională în Ardeal, dar în Moldova, de pildă, legătura, um, legătură relațiile între Biserica Ortodoxă Română și Biserica Catolică, foarte mică, erau, nu erau atât atenționate, dar destul de relaxate. Dar se vedea, dacă se vorbește despre Biserica, trebuie să ținem cont și de diferențele regionale de actor diferiți și trebuie să evităm să vorbim numai despre biserica ca unitate da. pentru că această entitate ca atare nu este cel puțin pentru analiză științifică foarte folositor. Vedeți, uneori sunt compatrioți care spun nu înțelegeți domnule profesor ca om care nu aparține acestei etnii și acestui tip de viață culturală și comunitară nu înțelegeți, sigur, e o afirmație virtuală, e posibil să se spună așa ceva, nu înțelegeți faptul că accesele de naționalism ale bisericii sunt urmări firești ale unei instituții, ale unor oameni care au condus spre supraviețuire un popor mic și împilat în multe ocazii. Un popor care a avut ocazia să se salveze într-un fel sau altul prin credință, prin urmare, naționalismul era inevitabil în situațiile astea și am putea să vorbim și despre naționalism ca despre o strategie de supraviețuire de-a lungul istoriei. Cum răspundeți unei provocări de felul hmm. ăsta? Cred că și în, și în alte țări, biserica, nu ortodoxă, dar protestantă și catolică, a jucat un rol foarte important mm -hmm. în favorirea și identității naționale, adică România și celelalte țări ortodoxe nu facă, facă o excepție. Cred că problema și teologică începe acolo unde neamul devine obiectul teologiei, adică ideea mântuirii neamului de pilde, care este uh, și după um, teologia ortodoxă eretic pentru că mântuiria um, credincioșului se, la se află lumea. la toată lumea și pe nivel personal. Este fiecare credincios și ca atare, ca, ca, individ și nu ca membru unei comunități care este Interesant, însă și catedrala noastră națională de acum nu se mai numește de da, neapărat mântuirii neamului. Da, exact și de cauza aceasta, pentru că la, la un moment dat s-a înțeles că acest concept este un concept care este de fapt neortodox și necreștin și deja la începutul anilor 70, al secolului 19 leia, patriarhul de la Constantinopol a condamnat acest curent ca uh, curent filetist, uh, adică glorificarea, um, și să, să spune punerea în centru a glorificării teologice um, și spirituale al națiunii. Așa ceva. În um, principiu, nu poate să aibă loc, uh, și nici în tradiția ortodoxă. Um, dar a fost în totdeauna și ideea acea, această mântuire a neamului este o idee tipică legionare, adică ideea că există o comunitate ortodoxă, uh, ca atare, care este ortodoxă și națională etnică în uh, același moment, adică teorie lui Lai Ionescu, și uh, că Dumnezeu va salva um, această comunitate ca atare, adică toți membrii acestei comunități. Dar hai să ne amintim ceea ce spune um, și um, Patriarhia de la Constantinopol, care este și pentru Biserica Ortodoxă Română, bineînțeles, un punct de referință. Și cred că Tacit și de aceea s-a înlocuit um, acest nume din punct de vedere teologic foarte problematic cu, um, să spunem, denumire care este mai puțin um, problematică din punct de vedere dogmatic. În comunism, domnule profesor, uh, biserica a supraviețuit sau a colaborat? Știu că e o întrebare uh, taxabilă, ca mm. să spun așa. E o întrebare, mult, e o întrebare simplistă mm. și care reduce lucrurile. Dar ea poate pleca, uh, poate porni o dezbatere. Mm. Uh, a colaborat biserica în timpul comunismului, domnule profesor? Uh, imediat după căderea um, regimului Ceaușescu, mulți oameni în uh, România au crezut că asta a fost cazul uh, și uh, oamenii au marșaluit spre idealul patriarhiei uh, spunând uh, teoctis, patriarhul de atunci, anticrist. Um, avem acum de a face cu o situație foarte dificilă. Iarăși, cred că nu se poate vorbi numai despre biserica ca atare, trebuie să identificăm și să deosebim între, um, uh, între actori diferiți. Um, biserica ca atare, după căderea comunismului, a dezvoltat un discurs care um, spune și o reducă și da. uh, complexitatea, că uh, ierarhii a fost silit să colaboreze cu regimul pentru a garanta uh, supraviețuirea spirituală a bisericii exact. și, în același timp, uh, mai ales la, la mănăstiri și mulți preot au, um, in, să spunem, în practica religioasă, au ajutat uh, credincioși să continuă o, o viață creștină asta a fost asta este interpretarea oficială. Dacă dacă încercăm să analizăm care a fost de fapt poziția a ierachilor situația arată mult mai complicată pentru că și glorificarea primului patriarh, Justinian Marina de către patriarhul actual Justinian Marina ca marele personaj bisericesc care a salvat biserica prin politica lui Um, trebuie să spunem că nu a fost um, singura cale. Nicodim Munteanu, pe care l-ați deja evocat, a încercat să străpate o altă cale, prin apropierea cu Biserica catolică, um, o să spunem colaborare cu, cu occidentul. Bineînțeles, asta ar fi fost însemnat um, uh, um, și rezistență. Și Nicodim avea un curaj incredibil. Adică, când sovietici au venit aici, la București, a vorbit despre ajutorul militar armatei române pentru rușine în anul 1877. A fost un semnal foarte clar. Noi, românii, suntem egal. Um, nu avem nevoie de, să spunem, o intervenție directă a Bisericii ruse aici. Uh, și nicodim, uh, respins și încercarea rusă de a uh, integra Biserica Ortodoxă Română într-o zonă ortodoxă controlată de Moscova, adică, este ca, ca și astăzi, um, dar a fost izolat, adică, un patriarh care a lucrat fără sprijinul, care a fost chiar și trădat, și în primul rând și de Justinian Marine. Adică, în biserică exista o minoritate care a vrut să se opune, a, și vorbim de, a, acum despre, să spunem, vârful în bisericii, care a avut această voință politică, nu numai Patriarhul, dar și metropolitul de la Iași, dar în sânul Sfântului Sinut nu a existat o, o majoritate care era gata să lupte. Cred că trebuie să înțeleagă cei care ne urmăresc că într-o instituție, fie ea și biserica, există politică și politici. Că există grupuri care se opun unele altora, că există opinii diferite, că o instituție, fie ea și biserica, nu e alcătuită dintr-o opinie omogenă. Și exact. poate că ăsta e un lucru care ar trebui transmis. Asta nu face ne. nici mai bună, nici mai rea instituția, ci o face o instituție, așa cum e orice instituție de pe lumea asta. A vorbi a analiza, a vorbi critic la adresa instituției nu înseamnă a o desființa, mm. nu înseamnă a o pune pe o poziție inferioară, nu înseamnă a vorbi despre credință și mai mult decât atât despre cei care, pentru că poate că e bine, poate e foarte bine să-i amintim și pe cei care au lăsat la o parte ideea de instituție mm. și au slujit ideea de biserică. Exact, exact. Eu am încercat numai și asta este o teză principală că um, Biserica Ortodoxă Română este o instituție, instituție de stat, care trebuie analizată ca uh, celelalte instituții de stat, importante justiție și armata și um, această analiză nu are nimic de a face cu, să spunem, uh, tradiție um, spirituală și religioasă. Dar înțeleg că um, după um, 30 de ani de discurs public în România, unde s-a întotdeauna amestecat, da. ambele dimensiuni care trebuie să fie foarte diferite, dar um, uh, trebuie să spunem, dar chiar și um, dacă revenim la sursele credinței noastre, la, la, la Biblia, uh, unde și potnesc um, și izvoresc și modelele uh, eclesiologice de, de, de astăzi, nu este niciodată vorba că uh, o o instituție omenească nu poate fi criticată. Și noi, ca creștini, cu toții trebuie să a, avem interesul să trăim într-o biserică vie. A, și e o instituție credibilă. Da? Um, și, și să ne e... amintim că a critica nu înseamnă a desfința, e foarte da, important. Da, da, este, da este, este pur și simplu și o, o, o idee sau că fiecare, înjura, sau, fiecare, da. Da, fiecare creștin are dreptul să citească și uh, uh, Scripturile Sfintă, Biblia uh, și să participe în mod calificat la, la aceste dezbateri Pentru că este. Ceva, să spunem, foarte personal um, și chiar și de aceea am menționat, am evocat și exemplul ardelean, chiar și în uh, comparație cu celelalte biserici uh, ortodoxe din lume, această um, tradiție din Transilvania, din, din Ardeal, e. Ceva de foarte deosebit, pentru că acolo, să spunem, sub umbrela bisericii ca instituție, s-a deschis și un, un spațiu pentru asemenea despateri um, calificate. Și nu e ceva de rău, dar um, cred că mai ales într-o mm -hmm. într societate, într societate democratică și fiecare biserică. Um, poate nu mai profita de a, o deschidere, a, asemenea deschidere intelectuală. Se poate vorbi astăzi deschis în societatea română despre Biserica Ortodoxă, domnule profesor? Eu cred că nu e ușor. A, cu siguranță nu e, nu e ușor, pentru că este o a, instituție a, foarte puternică, care, a, din, din păcate, nu a dezvoltat în ultimii 30 de ani o atmosferă în care se poate... A, discuta și deschis reacțiile oficiale la criticile chiar și justificate să ne amintim cazul colectiv, a fost întotdeauna destul, destul de, de violente. Amintiți pe... în cartea dumneavoastră faptul că după cazul colectiv a fost numit un nou purtător de cuvânt al Patriarhiei, în persoana domnului Vasile Bănescu domnia sa a fost invitat la noi chiar aici, în această mm. emisiune am remarcat, așa cum au remarcat și telespectatorii o deschidere reală spre dialog, un lucru pe care nu l-am constatat de vreme foarte multă, o deschidere reală spre dialog, dumneavoastră nu și vă vorbiți în carte despre dezvoltarea mediatică. Hmm. A Bisericii Ortodoxe Române, dar în cazul acesta am avut parte de un dialog extrem de deschis și foarte cu da. carțile pe masă. Da, și de aceea o repet, Biserica nu este o, enti, o entitate ca, ca atare, nu putem să, să o analizăm. Sunt voci foarte diferite și amintesc că și acest apel recent al intelectualilor apropiați de, de, de Biserică, care au criticat și aceste tendințe pro-rusă, anti-occidentale antioccidentale, Biserica, și ei fac parte din biserica, adică și pe Tradiție Absolut. ortodoxă, nu numai clerul reprezintă biserica, dar și toți mireni fac parte uh, din această comunitate. Și um, cred, bineînțeles, nu numai profesionalizat munca mediatică a bisericii, dar și domnul. Banescu în ultimii ani a încercat de pilde să tragă o linie clară între ortodoxie și si ortodoxism și um, si a încercat să spunem să înceapă uh, o deschidere și si intelectuală. Pe de o altă parte a, a rămas și si o voce destul de, nu izolată, dar singură, pentru că, cel puțin, Sfântul Sinod nu s-a exprimat niciodată în favoarea um, celor spuse de domnul Pănescu Bă dacă era vorbe de, să spunem, o deschidere. Dar, în momentul de. Dar față... Și mă gândesc la luările, la luările de poziție ale unor prelați foarte importanți, da. uh, unul dintre ei extrem de vocal. Uh, foarte interesant că aici se vede dimensiunea politică a ceea ce se numește instituția Bisericii Ortodoxe Române, că nu e vorba despre... Un glas unitar, nu e vorba despre un discurs omogen, ci e vorba despre, putem să spunem, un curent reformist și un curent tradiționalist da. în Biserica Ortodoxă Română. Da, este, cred că asta Biserica Ortodoxă Română o numai a, societatea românească, da? în fiecare perioadă. Asta este teza, teza principală, adică Biserica nu este celălalt, nu este celălalt vis-a-vis -vis de stat și Biserica nu face. Parte este o parte integrală a societății românești și de aceea și, chiar și ierarhii și preioți nu sunt atât de diferiți. Adică ierarhii sunt, din au, au, totdeauna a fost parte, uh, o parte a integrantă a elitei românești cu plecături foarte strânsă și, bineînțeles, au împărtășit și o mentalitate politică, adică Evident. Biserica nu era atât de departe de, de alte realități politice și sociale. Domnule profesor, trebuie să vă mulțumesc. Timpul alocat întâlnirii noastre s-a epuizat. Sper că am deschis apetitul pentru citirea acestei cărți. Vă mulțumesc și succes în tot ceea ce faceți. Da, vă mulțumesc și eu. Mulțumim frumos pentru atenție. Urmează știrile din sport și jurnalul TVR. Rămâneți alături de programele postului public de televiziune. Să aveți o seară faină!